dumneavoastră spuneați că ați primit un SMS de la soția dumneavoastră, Valeriu Zgonea, aseară. Adrian Năstase, exact. Da, soția nu are legătură cu politica, nu s-a băgat niciodată în politică și a uitat de Bogdan Olteanu, știi? Aseară vreau să transmit cu totul alt mesaj. Cred că s-a terminat acest periplu și sper să fie de bun augur. Nu vă este puțin teamă să vă așezați acum pe scaunul lui Liviu Dragnea? Nu știu. Nu cred. Eu presupun că o să voi avea o altfel de abordare, în primul rând. Dânsul era și președintele partidului. Eu am scăpat de acest lucru și nu-mi doresc acest lucru. Și ce abordare să are? Și abordarea mea va fi foarte clară. Nu, cum am zis și în cameră, nu sunt șeful deputaților. Am un singur rol în perioada următoare de a intra în primul rând în normalitate. Care sunt? Normalitate înseamnă respectarea cutumelor parlamentare, toate înțelegerile cu liderii de grup să fie de către toată lumea semnate, de exemplu, componența biroului permanent, comisiile. O să mă aplec mult mai mult pe organizarea și pe gestionarea problemelor din Camera Deputaților politice, în primul rând. Ați fost lașul în acea barcă în care domnul Dragnea era la pescuit? Acum, dezgropăm, nu am fost în fâslaș. Nu dezgropăm morții, nu, am fost în barcă cu domnul președinte Dragnea la pescuit. Nu am fost eu la vâslă. De când ați pierdut alegerile, încercați să vă deziceți de toată acea perioadă. Noi încercăm să ne dăm seama cum veți face asta, pentru că sunteți aceiași oameni. E o întrebare personală sau o întrebare generală? Personal. Fără nicio supărare vă și spun. Eu ieri în CEX am spus că niciodată eu nu o să vorbesc absolut nimic rău despre fostul președinte al Partidului Social Democrat. Nu că aș fi de acord cu metodele, nu o să fac absolut niciodată acest lucru. Mulțumesc mult. Să intrați într-o normalitate, să înțelegem că înainte conducerea... Nu, eu vorbesc de totuși normalitatea, după toate faptele, ce s-a întâmplat în primul rând luni. Totuși trebuie să recunoaștem că luni nu aveam președinte al Camerei. Nu, vreau să vă întreb dacă... Aceasta nu vi se pare o normalitate. Mulțumesc mult. Relația cu Pro-România? Am răspuns tocmai mai devreme. De acum înainte, relația cu Pro-România. Știu semnalele. Una corectă, cum voi avea o relație cu absolut toate grupurile parlamentare. Mihai Tudose trebuie să mulțumească mie pentru multe și eu lui. Inclusiv pentru votul de astăzi ar trebui să vă mulțumesc? Să-i mulțumiți dumneavoastră. Am făcut-o deja. Să înțelegem că de acum va fi o colaborare mai strânsă între PSD și Pro-România la nivel parlamentar? Nu, v-am explicat care este rostul meu. Rostul meu este să am relații cu toate grupurile parlamentare. Care sunt prioritățile legislative în următoarea perioadă? Păi, să vedem, o să mă văd cu liderul de grup și o să vedem absolut tot ce urmează să punem. Ați făcut vreo concesie celor de la ALDE pentru a primi votul lor? Nu, absolut nu. Nu s-au negociat voturile de la ALDE. PSD-ul și cu ALDE suntem în coaliție, chiar dacă mi-aș cere scuze și îmi permiteți, am făcut o greșeală în discursul din Camera Deputaților, am uitat să le mulțumesc în mod special celor de la ALDE. A fost suspendată ședința pentru consultări, a venit premierul de la guvern și a amânat întâlnirile pentru a avea loc o ședință a coaliției de guvernare. De ce, dacă aveați asigurate voturile asta de la... Asta înseamnă politică. Politica înseamnă negociere, dialog. Tocmai v-am spus mai devreme. Nu, eu v-am spus ce înseamnă politică. Nicio legătură cu situația domnului Tăriceanu? Nu, absolut niciun. Cum vor vota senatorii PSD cererea de începerea urmăririi penale în cazul domnului Tăriceanu? Ce să întrebați, sunt președintele Camerei Deputaților. Doamna premier a lăsat o invitație pentru foștii membri ai Partidului Social Democrat. Cum vedeți asta? Pentru Mircea Joana, nu știu, dumneavoastră ați lucrat mai aproape cu Mihai Tudose. Cum vedeți această invitație? Logo-ul orașului, municipiului Buzău, este Buzău un oraș deschis. Deci așa o văd și deschis, așa o văd și declarația și a doamnei primar general și a doamnei prim-ministru. Garantează votul de azi că Pro-România va vota în viitor pentru a susține majoritatea parlamentară? Deci, practic, pe viitor vă veți baza pe voturile celor de la Pro-România? Alte întrebări? Mulțumesc mult, chiar a fost o zi...